ziua. Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Dacă este sâmbătă, este zi de meci aici la Rădăuți, în Bucovina frumoasă. După multe etape, a venit etapa numărul 11. Astăzi avem ca și oaspeți pe CSM Pașcani, o echipă tânără. După trei etape de înfrângeri, sperăm că astăzi CSM Bucovina Rădăuți ne va aduce zâmbetul pe buze cu o victorie frumoasă în fața celor de la CSM Pașcani. Dacă tot vorbim de CSM Pașcani, am să vă spun componența primului 11. În poartă Ciofu Denis, Apostol Lucian, Cociorba Gabriel, Ciopanu Tudor, Aeroai Cătălin, Albu Robert, Mercaș Eusebiu, Zaharie Paraschiv, Purcariu Alex, Tomac Andrei, Cojan Ștefan, capitanul celor de la Pașcani, Mercaș Eusebiu. Pe banca celor de la Pașcani se află următorii sportivi: Popa Ionuț, Airoai Gabriel, Șandru Andrei, Babătă Gabriel și Pătrașcu Irinel. Staful tehnic este format din Damian Cătălin, antrenorul principal, Popescu Dănuț Cosmin, antrenor secund, iar delegatul echipei Crețu Irinel. Echipa CSM Bucovina Rădăuți, războinicii noștri, stejarii Bucovinei care ne vor aduce astăzi victoria în primul 11, sunt următorii. În poartă numărul 1, Udeanu Andrei, numărul 21, Spacă Robert, numărul 5, Mateciuc Paul, numărul 8, Sumănariu Ruben, numărul 24, Coajă Abel, numărul 6, Foriș Bogdan, numărul 10, Ungureanu Radu, numărul 23, Sahlean Andrei, numărul 11, Coroamă Cătălin, numărul 7, Stroie Adrian, numărul 9, Stoian Ionel, capitanul echipei CSM Bucovina Rădăuți, Stoian Ionel. Vreau să vă spun puținului public care se află, de fapt nu avem public astăzi din cauza pandemiei, ne pare rău. Vreau să urăm succes noului staff tehnic reprezentat prin jucătorul antrenor Plămadă Ionuț, ajutat de secundul Dragoș Tătar. Vrem să le urăm mult succes în noul mandat ca și antrenori. Sperăm că va duce echipa acolo unde este locul. Pe banca celor de la CSM Bucovina Rădăuți se află Rotar Paul, numărul 12, numărul 17, Chisăliță Florin, numărul 16, Căruță Robert, Rusu Ștefan, Dumea Lucian, Ichim Gabriel, Cimbru Răzvan, Coroamă Iulian și, nu în ultimul rând, antrenorul jucător Plămadă Ionuț, delegatul echipei Hunceac Vasile, kinetoterapeutul Weidner Maria și doctorul echipei Popescu Adrian Nicolae. Urăm mult succes echipei gazdă. Sperăm că astăzi se aducă din nou, cum v-am spus mai devreme, zâmbetul pe buze frumoasă, în care se ocupă de bunul mers al acestei echipei. Se află încă mulți iubitori ai fotbalului, mulți oameni cu inimă și suflet care ajută această echipă. Ca unii Cezar, organizator competiții, Popente, director sportiv, Teleagă Radu, delegatul echipei, Tom Munciarat, maestru al pozelor și fotografiilor, v-am spus de domnul Dragoș Tătar și nu uităm de șoferul acestei echipe care zi de zi face naveta cu mulți dintre acești jucători, domnul Beni. Să nu uităm și oamenii de minci, le urăm mult succes, să alerge cât mai mult după minci, să fie cât mai prompți.
Salut, salut. Mai așteptăm să se mai adune lume. Am dat un pic mai devreme drumul. A citit Crainicul de aici, a citit cele două echipe. Astăzi voturile celor două echipe, o să le mai spun și eu pe parcurs. Da, să pregătesc cele două echipe să intre. Avem la centru, n-am apucat să mă uit dimineața și acum văd că am un con cetățean ca arbitru central astăzi. Vorba de Silviu Popa. Această minunată partidă va avea o brigadă foarte tânără, promițătoare, prin următorii la centru. Popa, Silviu, Gabriel din Vaslui, ajutat la cele două tușe de către Antal Damian din Bacău și Lucaci Claudiu din Bacău. Le urăm mult succes, un meci foarte ușor. Nu uităm, observatorii, cum îmi place să spun, ochii de vulturi ai acestui meci, observatorii arbitri pentru arbitrii, Zanfirescu Bogdan din Botoșani și observatorul de joc Andrici Ilie, tot din Botoșani. Meciul stă să înceapă, emoțiile sunt mari, dar nu fac probleme astăzi. Băieții vor aduce victoria, sunt singurul de acest lucru. Vreau să vă mai amintesc că în spatele acestei echipe tinere, în construcție, se află foarte mulți oameni inimoși pentru sportul rădăuțean și în special pentru fotbal, cum ar fi primăria și Consiliul Local, împreună cu domnul primar Login și echipa sa de consilieri. Una din cele mai prospere, cele mai bune firme de transport din țară și nu numai, firma Tarsin, reprezentată prin domnul Cornel și Benjamin Lucescu, doi oameni deosebiți care se implică pentru această minunată echipă. Oameni cu suflet, ceramica stil și victorie astăzi. Spuneam, avem un meci interesant astăzi, din etapa 11, a Bucovina-Rădăuți, la echipamentul oamenii albastru. Oamenii de suflet, prin ceramica stil, Atlantic, servicii comunale, Carparol, Paul Bon. Da, Bucovina este în albastru complet. Pașcani, un echipament alb cu albastru. Căptanul echipei din Pașcani, Mercaș, cu numărul 10, acum la centru, este golgheterul seriei. Deși Pașcani se află pe ultimul loc, aceștia dau golgheterul seriei 1. Un jucător foarte bun, Mercaș. Nu uităm de cele două cluburi mari, CSM Bucovina, fabrică de fotbaliști, și CSS Rădăuți, reprezentată prin domnul Viorel Stoica. Domnilor, sperăm că astăzi fair play. Etapa 11-a! Căptanul Rădăuțului este astăzi Ionel Stoian, cel care poartă de obicei banderola, prămadă, este pe banca de rezerve. Își începe astăzi cariera de antrenor. Este noul antrenor al echipei din Rădăuți. Așadar, după câțiva ani sub culorile acestui club, Ionuț Plămadă preia și funcția de antrenor, însă rămâne și jucător la echipă, așa că probabil va intra repriza secundă. Și l-am văzut că își capătă, posibil să sufere de o accidentare de lider, însă au avut o pasă proastă, ultimele trei etape, au pierdut meciurile și astfel au căzut în clasament. Vedem aici prima fază și corner acum pentru Bucovina Rădăuți. O centrare în blocaj acolo. Spuneam, Rădăuțul totuși este campion în titră,
sezonul regulat din Seria 1, a câștigat sezonul regulat anul trecut. În vară au pierdut aproape tot lotul, s-au transferat mai mulți jucători către Șomus Fălticișoara aici și au avut acum pentru Pășcăneni. Chiar și în aceste condiții, Rădăuțul a oferit acum câteva etape golul campionatului, când Radu Ungureanu a marcat de la centrul terenului, meciul cu Șomus Fălticeni, în secunda a 3, secunda a 4, care a ieșit că e cel mai rapid gol din istoria fotbalului românesc. Oricum, în primele 10 din lume, ca și rapiditate. Păcate, n-a fost filmat de o televiziune, ci de cei ca mine sau colegul de la Fălticeni Online. Se pare că el l-a spus. Da, să vedem și evoluția meciului de astăzi. Vă spuneam, un meci foarte important pentru gazde. Au nevoie să întrerupă acea pasă proastă. Spuneam, 3 înfrângeri de consecutiv și au căzut în clasament. Primele 4 locuri, pentru cei care nu știu, merg în play-off anul ăsta. Anul trecut au fost primele 2 care au mers la baraje. Puneam ieri pe pagina de Facebook Regia Sportului un fel de preview al acestui meci și reaminteam fanilor Rădăuțului de poate cea mai importantă victorie a sezonului trecut în barajul cu Brăila, manșa tur de aici de la Rădăuți. Am fost și am transmis-o live când au bătut cu 2-0 cei de la Bucovina. Au visat frumos, însă din păcate au pierdut returul. Apoi Brăila a reușit să promoveze în detrimentul vecinilor de la Galați. Dăuțul a avut o perioadă de vreo 2 ani jumate sau ceva de genul fără înfrângere pe teren propriu, perioada care a fost întreruptă etapa trecută când au întâlnit liderul seriei Dante Botoșan, echipă pragmatică, o echipă care din trei ocazii îți dă 4 goluri între ghilimele. Da, o echipă care este foarte eficientă. Și acum o primă mare ratare, mare de tot această ocazie. Centrare foarte bună acolo, pe bara a doua. Fost o centrare a lui Adrian Stroie. Ionel Stoian s-a desprins de marcaj, a reluat cu capul. Însă Ciofu, portarul pășcănean, a reușit să pareze. Și-a dat prima mare ocazie a meciului în minutul 3. Ceahlăul joacă la Hușana. O să vă țin la curent și cu scorurile de pe celelalte stadioane. La Miroslava o să fie mai greu. Nu știu pe nimeni acolo, la Miroslava cu ce să-i bacă, însă la ce meciuri sunt oameni prezenți care facem parte dintr-un grup și postăm acolo rezultate. Ceahlăul are meci la Hușana, Foresta joacă în derbiul etapei acasă cu Dante Botoșani. Șomus Fălticeni primește vizita celor de la Sporting Juniorul Vaslui. Aici se joacă Rădăuțul cu Pașcani și, cum spuneam, la Miroslava, joacă Miroslava cu CSM Bacău. CSM Bacău care este echipa momentului în seria 1. Asta după ce au reușit 3 victorii consecutive băcăoane. Au făcut 9 puncte în 3 etape și dintr-o pretendentă clară la retrogradare au ajuns să spere și la play-off. Așa că poate ne facem în prima fază și pentru Pașcani aici, însă șutul lui Albu din drop se duce mult peste poartă. Da, Pașcaniul are astăzi doar 5 rezerve pe foaia de joc. Deci 5 schimbări valide, deci au 5 jucători de rezervă. În cazul de nevoie poate să-și facă toate schimbările. Scorul în continuare 0-0. A fost o primă mare ocazie a golghetorului Ionel Stoian. Este golghetorul Rădăuțului în ultimele sezoane. A fost o relare cu capul din 6 metri, însă intervenție excelentă a portarului pășcăneanului Ciofu. Spuneam tot în prefața acestui meci că Pașcaniul nu prea știe să se apere. Este o echipă care, deși are doar un punct
a oferit meciuri spectaculoase și aminteam de un 3-4 acasă cu Miroslava, și iar etapa trecută au pierdut la Ceahlău, dar cu 5-3, adică a fost un meci cu 8 goluri. Da, nu știu dacă e stereo, dar îmi place să vorbesc pe live-uri. Sperăm că vedem goluri astăzi. Nu prea au fost rezultate de 0-0 în această serie. Cred că doar un Hușcu Rădăuț mi-amintesc acum 0-0. Nu știu dacă a mai fost altul. Să vedem, aici o pasă, dar offside. În fine, Pașcaniul a primit gol în fiecare meci, în cele 11 de până acum, și a marcat, cred că, în 8 din ele, sau 9. Spuneam, o echipă care nu știe să se apără. Practic, un fotbal frumos până la urmă, chiar dacă au doar un punct. Până la urmă, ideea e să faci spectacol. Și chiar dacă pierzi, măcar să ieși la joc. Este o echipă plăcută. Rădăuțul pe teren propriu nu prea pierde puncte. S-a întâmplat acum 3 etape, când au venit cei de la Dante Botoșani aici și au reușit să-i impună. Însă până la acel meci, Rădăuțul mai pierduse de aproximativ 2 ani de zile. Era singura echipă din serie care nu mai registrase înfrângere pe teren propriu de așa mult timp. N-am văzut Șerban, n-am apucat. Am văzut că a întors reușit, a reușit așa să întoarcă cu Slobozia. A bătut cu 3-1, dar n-am apucat să văd meciul. Am fost pe drum. În drum spre Rădăuți am oprit la Suceava, am fost la un meci de rugby din Divizia Națională de Seniori. Suceava cu Știința Petroșani, a bătut Petroșani, bineînțeles. Salut, Marin! Pază aici Rădăuțul. Le pasă în spate acolo. Stoian încearcă din prima să blochează adversarul. Este out acum pentru Gazde. Nu înțeleg! Da, nu dai simplu după mizerie, dar tu ești așa! Nu te interesează, îi cerem! Prează aici Pașcaniu. Ca omul de ordine, vezi, teren însupărat că unul din copiii din mici sparge semințe pe pista de atletism. Și atât de tare se simte încât își continuă. Cine l-a marcat? Asăvoaie? Șerban? Da, Asăvoaie. Camara doar marchează cu capul sau din acțiune. În fine, am văzut că a marcat Asăvoaie un gol și două gol Camara. Ce puțin așa scrie pe flash score acum, nu știu. Da. Cine știe scorul de pe alte părți? De Liga a 3-a sau Liga a 2-a poate să posteze aici. Pe comentarii. Nu prea am timp să mă uit eu la alte meciuri, fiind comentariu. Vedem o pasă în spatele apărării aici și iese portarul Chiofu și le stinge. Vedem acum șansă bună. Centrare excelentă, centrare prin fața porții și respinge acolo un adversar. A fost doar Stoian. Resping Pășcăneni. Da, a fost o centrare excelentă a lui Ungurianu, cred. Centrare din alergare pe bara a doua acolo, dar și acum să vedem recuperare pentru Bucovina. Ce pasă frumoasă acum! Șansă! Scoate mingea în centru la Stoian, șut al lui Stoian și ce intervenție a fundașului acolo. Mingea se ducea lângă vară. Mingea se ducea lângă vară. Apostol, Lucian Apostol a pus piciorul acolo și a reușit să respingă. Vă reamintesc că acest meci este transmis pe canalul de YouTube Religia Sportului. Mulțumim domnului Mosteață Remus pentru acest beneficiu pentru spectatorii de acasă. Acum spune crainicul numele meu, mulțumesc.
A, Oțelul va bate sigur la Chiscani, depinde cum de scor. E diferență mare acolo. Centrare bună acolo, se înalță Foriț și se fuie la fault în atac. S-a înălțat Bogdan Foriț, cred că a fost acolo. Da, el îi. De fapt, e singurul blond de la Bucovina. Foriț, de partea cealaltă, Pașcaniul are pe Albu, blond. Deci avem doi blondi astăzi pe teren. Avem out pentru Bucovina aici. Da, Bucovina a avut câteva situații bune, însă n-a reușit încă să deschidă scorul. Petrolul Dunărea 4-1, da, era de așteptat să bată Petrolul. Mă așteptam chiar la un scor mai mare. Totuși, Dunărea Călăraș este într-o situație critică, financiară, și a lotului. Vedem aici preluare excelentă și frumos. Și întoarce șut pe scurt și puțin pe lângă poartă. Au fost câteva dribbling-uri din corp aici ale lui Stroie. Am plecat de 2-3 ore stânga-dreapta și apoi a șutat pe scurt, însă n-a prins spațiul forței. Da, ar fi frumos, chiar ieri sau alaltă m-a întrebat cineva cam cine aș crede eu că ar trebui să promoveze Liga a doua. Mai puțin sportiv mă interesează cât de punct de vedere al publicului. Ar merita Petrolul, ar merita Universitatea Cluj, ar fi merita poate și Timișoara, dar Timișoara are un sezon prost, nu prea are șanse. Deci, din punctul ăsta de vedere, prefer oricând Petrolul în detrimentul, nu știu, Chiajnei sau Hermannstadului. Însă, sportiv, nu stă rău nici Chiajna, nu stă nici Sibiul. Vedem Petrolul dacă va reuși să mențină acest ritm. Până acum au jucat excelent în acest sezon. În degajare lungă aici un fault, o intrare întârziată a lui Stoian. Foriț joacă la închidere. Eu nu știam, mic fundaș central, însă este urcat la închidere. Dar de obicei cu 10 juca Plomadă și de asta m-a dus în eroare Ungurianu, că a luat tricoul cu numărul 10. Nu știu dacă e la acest meci sau e mai de mult acest schimb de tricouri. Foriț aici. Reușește Foriț să trimită aici și out acum pentru Rădăuț. Abreila joacă foarte prost sezonul ăsta. De fapt, nu este condamnat, care nu a transferat nimic. Joacă cu lotul din Liga a 3-a, cu 3-4 jucători din Liga a 3-a. Cele 5 meciuri din Liga a 3-a, din Seria 1, încă nu s-a deschis scorul pe niciunul din cele 5 stadioane. Vă spuneam cum aflăm ceva, cum spunem și aici pe live. Rămâne mingea în joc, Stroie trimite pe bandă acolo și va fi out pentru Bucovina. Dar, din păcate, meciul se dispută fără spectatori. De fapt, toate meciul în România se dispută fără spectatori. Sunt doar, nu știu, vreo 20-30 de oameni care sunt prin anturajul echipei gazdă și vreo 5 persoane de la Pașcani. Asta nu se audă Vultanii. De obicei, la meciul de acasă, gruparea Ultras a Rădăuțului, Vultanii, Bucovinei face o atmosferă foarte frumoasă. Ultima perioadă foloseau și fumigene la meciuri. Dar, cum spuneam, după păcate, noile reguli din
a ieși mingea aici. Noi, de regulă, din România, nu mai lasă spectatori pe stadion, chiar dacă au certificat verde sau test sau mai știu ce. Etapa trecută, weekend trecut, de fapt, am fost plecat în Germania la un fotbal de meci amator de acolo. Am avut ocazia să asist și la două meciuri din fotbalul amator german și la un meci de hockey în Germania. La meciul de hockey de reținut că se intra pe bază de certificat sau de test, însă în momentul în care intrai în sală nu mai era obligatorie masca. La noi era obligatorie, chiar dacă nu se purta, regula spunea că trebuie să o porți. Da, fault aici, făcut de Pașcani, acum. Azi mulți tineri în echipa gazdă. Au și de 2000, au mulți de 2002, 5 sau 4 de 2002, 1 de 2001, în fine. Cred că veteranul echipei este chiar Mercaș, ca să vedem. Mai eroi. Vedem șansa acum, Mercaș la balon, vă spuneam, este un jucător foarte periculos, centrare acolo singur. Fire mare peste poartă. O pasă foarte bună în fața porții, dar nu era Mercaș cel care a centrat, era altcineva. Nu, numărul 20 este. A eroaie Cătălin a centrat în fața porții și Mercaș este cel care a trimis peste poarta din poziția respectivă. Da? Golgheterul seriei s-a și într-o poziție ideală a trimis peste. Dar peste tot e 0-0. Nu s-a marcat nicăieri. Doar Ceahlău, o vedem acum, trimite cineva mesaj că Ceahlău a avut o bară în minutul 13 prin Adrian Șter. În rest... rămâne 0-0 peste tot. Sunt mai multe meciuri transmise acum din Liga a 3-a, inclusiv din seria asta sunt o... Cred că sunt 4 meciuri transmise în seria A1. Da, Cușana rămâne și în 10 oameni. A luat roșu fundașul central Alex Dumitru. A trece printr-o pasă proastă Cușana după ce căptanul Petrica Grigoraie s-a retras din fotbal. Să vedem aici Foriț, distanță mare. Scoate mingea la margine. Urmează o centrare bună acolo. Stoian, nu Stoian, e altcineva. Să vedem, rămâne mingea în joc. O centrare din nou foarte bună, tăiată și gol, 1-0! Rădăuțul deschide scorul la Corinthians. O centrare superbă. Centrare. Centrare Cătălin, manual. Bravo, Cătăline! A lui... Hai Bucovina, hai băieți că se poate! Abel Coajă, da, cel care a avut această centrare excelentă. Și Coroamă a deschis scorul cu o lovitură de cap, e a doua oară când sunt depășiți la cap. Echipă bună, Pașcaniu. Da, după ratarea mare a lui Mercaș, reușește Rădăuțul să deschidă scorul. Acum vă spuneam, o centrare de manual a lui Abel Coajă și Coroamă s-a înălțat acolo în spatele lui Stoian și cu... trimite cu capul în poartă, așadar 1-0 pentru Bucovina Rădăuți. Spuneam, a avut Pașcanul o ocazie mare mai devreme, a avusese și Rădăuțul două ocazii bune, să vedem aici. Se întoarce, poate din nou la Abel Coajă, nu reușește să centreze. Excelent acolo, Stroie cu Coajă. Da, trece de adversar. Și, păcate, se împiedică acolo, dar tot el se luptă să recupereze. Pus sub presiune Pășcănenii și va fi aut acum pe procesul Pașcan. Da, vă spuneam în continuare 0-0 pe celelalte stadioane. Aici s-a deschis scorul, deci primul gol al zilei s-a marcat la Rădăuți prin Coroamă.
ziceam de Hușana, că în meciul cu Ceahlău joacă cu 10 după ce capitanul, noul capitan Alex Dumitru a primit roșu, ținând cont că e fundaș, posibil să-i fost un fault în poziție de ultim apărător sau vreo duritate, cine știe. La Șomus cu Valsui în continuare 0-0, la Foresta cu Dante 0-0 în continuare. Cei de la Dante nu se bazează azi pe unul dintre cei mai buni jucători din lot, e vorba de Cornel Căinar, care am înțeles că astăzi are economia civilă, așa că îi transmitem casă de piatră. Așa și eu fac astăzi, 12 ani de la economia civilă, deci e o perioadă bună de nunți, de economii civile, pardon, nunțile se fac vara de obicei. Scorul 1-0 pentru Bucovina Rădăuți, prin golul marcat de Coroamă, lovitură de cap, din centrarea excelentă a lui Coajă. Posibil Abel Coajă să aibă un frate. Știu că n-am fost prima dată aici la Rădăuți, era un copil de mici, nu-l văd astăzi. Îl cheamă Messi Coajă. Și am crezut că e o glumă, dar chiar așa îl cheamă în acte. Și fault în atac aici. Recuperează. Va fi o luptă liberă pentru Pașcani acum. Mersi, mersi. Da, stadion. N-aș fi ajuns astăzi în meci, însă au fost câțiva factori care m-au făcut să ajung la Rădăuți astăzi. Primul, faptul că vasul meu are niște treabă de rezolvat la părinți și astfel era ocupat astăzi. Apoi, invitația făcută de președintele de aici la Bucovina, Manu Costache, m-a invitat la acest joc. Și după ce am urmărit un pic programul etapelor, mi-am dat seama că e cam greu să mai joc la Rădăuți dacă nu vin astăzi. Săptămâna viitoare trebuie să fiu iar în Germania, să ajung de fapt în Liechtenstein, la Liechtenstein, România. Este programat așadar un nou weekend în deplasare. Peste două săptămâni, cine știe ce va mai fi, în fine. Tot în serie, v-am spus, în afară de Miroslava Bacău, restul nu sunt live. 1-0 pentru Rădăuți, Gabor, da? Hușana Ceahlău, cred că e pe pagina lor de Facebook. Foresta cu Dante e pe pagina Forestei de YouTube. Și Șomuzul cu Vasluiul este pe pagina de YouTube Fălticeni Online, se numește acea pagină. Cine e pe telefon poate să are calculator deja, cine e la laptop, poate să le deschide pe toate și să dea din când în când la fiecare în parte. Da, un fault aici la mijlocul terenului și va fi o lovitură liberă pentru Pașcani. Așa, Rădăuțiu are o echipă tânără. Da, Rădăuțiu în albastru, Pașcani în alb-albastru. Până acum, spuneam, a fost două minute diferență, Abel Coajă să dea o centrare de manual pe capul lui Coroamă, care s-a înălțat, vă spuneam, în spatele lui Stoian, golghetele lui Stoian. Stoian a trecut pe sub minge, a venit Coroamă și cu capul a reluat în poartă pentru 1-0. A, interesant că Chiscaniul cu Oțelul în continuare 0-0. La un scor fuziu, la un gen 6-0, 7-0, dar uite că Chiscaniul reușește să țină de scor. Ar fi surpriza campionatului în Liga a 3-a dacă nu ar bate Oțelul acolo.
dar cine mai știe ce se întâmplă. Foresta Dante 0-0 în continuare, văd la Marin, mersi Marin. Vedem o centrare foarte bună acolo, prin fața porții. Și trece mingea, da, o șansă bună pentru Pașcani. Am aflat și motivul pentru care Dumitru a luat roșu. Să vedem și offside aici. Oricum, fusese o intervenție foarte bună a portarului. A fost o pasă în spatele apărării și un șut. Dar intervenție excelentă în seria asta. Cam ultimele două comentariu. La cine retrogradează, retrogradează nou. P4 fac un play-off, se joacă 18 etape și apoi iarăși un număr de etape. Însă probabil, din ce am înțeles, dar nu sunt sigur și nu am un răspuns oficial, se pare că se țin punctele din campionat. Deci dacă tu termin după 18 etape cu 30 de puncte și intri în play-off, așa că Dante are deja un respect la distanță. Așa că probabil Dante în ritmul ăsta va juca și barajul de promovare. Scapă mingea aici Pașcani în aur. Mingea lungă aici, rămâne în joc, recuperează Dăuțul. Dar Dăuțul a făcut un pas în spate. Probabil caută să își tragă suflul în perioada asta pentru a forța pe finalul reprizei. Spuneam, conduc cu 1-0 și astfel s-au mai liniștit un pic. Pot aborda altfel meciul. Era important să deschidă scorul pentru că Pașcaniul devine din ce în ce mai periculoasă pe finalul de meci. Acum o uitare tare și cred că va fi primul. Să vedem dacă va fi galben sau scapă jucătorul Pașcan de aici. Da, scapă de cartonaș aici. Da, Silviu Popa, eu fiind din Vazrui, îl știu pe Silviu Popa. Stilul ăsta de a arbitra, de rar cartonașe galbene. Așa e stilul lui. Probabil mai cade netul cam. Mai pățesc așa din când în când la unele meciuri. Sperăm că își revine. Steaua de poartă. Bine merge momentan, dar vă spuneam, din când în când mai cade netul. Scorul 1-0 pentru Bucovina. Gol marcat de Coroamă. Gelung aici, recuperează Pașcaniul. Intervenție foarte bună a fundașului Rădăuțului acolo. Foriț bărberește această minge. Speream, de obicei juca fundaș central, acum joacă la închidere, joacă mai sus. Vedem șansă pentru Pașcani și întoarce adversarul, dar intervenția excelentă acolo și out pentru Pașcani. Pașcani l-a ieșit la joc după ce a primit golul și și-a creat vreo două oportunități. E o frate din picior aici. Bun.
recuperează iar Pașcaniu. Pasă acolo, rămâne zonă pericoasă și degajează. Vedem pe Ungureanu aici, se luptă cu adversarul, reușește să recupereze Ungureanu. Se duce bine acolo Radu. Și împins din spate acum. A fost ciupit acolo și scoate un fault Ungureanu. Uite, acum puteai să dai un galbe, frate! Acum e rând! Suceava deschide scorul cu Dante, acum primim informația. A marcat Popovici, minutul 28. Foresta a deschis scorul. Deci 1-0 așadar pentru Suceava. Ar fi 3 puncte mari pentru Foresta împotriva celor de la Dante. Spuneam, Dante are ceva probleme de lot astăzi și este o șansă mare pentru Foresta să mai recupereze din... Să vedem șutul lui Foris, distanță mare, minge deviată de zid, rămâne în joc acolo. Ies Pășcănienii la joc și excelent acolo, va fi out pentru va fi fault pentru, este out, pardon, pentru Pașcani. A călcat acolo pe adversar jucătorul Pașcani și a cerut fault, dar clar jucătorul Rădăuțu nu faultase, el era căzut jos și oricum nu vedea, deci pur și simplu a călcat pe el. Excelent, Stoian aici a reușit să rămână în joc. Minge la Ungureanu. Este Gaur aici, el se blochează acum, a încercat să treacă mingea printre picioare, printre picioarele adversarului, s-a fost blocat. Dacă nu este soarele, că am pus-o cu... cu calitatea imagini, dacă este soarele, bate exact de vis-a-vis. Se vede așa o rază. Centrare bună acolo, respinge bucovinenii. M-am uitat, așa ca o paranteză, Mercaș a cerut faul, nu se dă nimic. Și degajare lungă, dar recuperează Pașcaniu. Cușana ar fi marcat, interesant. Interesant de tot dacă a marcat Cușana. Să vedem ce faul. Troie a fost cel care a faultat. Nu va fi galben, dar este avertizat să nu mai faulteze. Le-am singur Popa de greu galbene. Agușan ar fi marcat. Dar Marin, nu știu, ai văzut tu sau ar fi o surpriză, ținând cont că era un om în minus pentru Huș. Poate reușesc Hușenii să țină de scor până la final, cine știe. Ceaclou și are nevoie de puncte, ca de aer. De fapt, cred că în afară de Dante toate au nevoie de puncte. Moțca. Așteptăm aceasta și pe aia continui faza cu Ucraina. Dacă tu suntem la 20 de km, 30 km de graniță. Care bună, Foriț acolo, respinge. Și respingă bucovinenii. Stoian acolo, excelent, Stoian! A fost un pic luat în brațe, acum o contra aici, va fi faul. Da, spuneam că suntem la 20 km de granița cu Ucraina, iar la Cernăuțe, Cernavski, sau cum se numește în rusă, la Cernăuțe, zona de Bucovina de Nord, care aparține României, este echipa locală, se numește chiar Bucovina. O să le propun celor din Rădău să facă un amical cu cei de la Bucovina Cernăuți. Cine știe, poate în iarna asta sau poate vara viitoare, ar fi frumos. Ca o chestie de... chiar dacă poate cei de la Bucovina Cernăuți n-au nicio legătură cu comunitatea românească din zonă, dar poate vor accepta această provocare. Ar fi frumos. Facultatea de Geografie din Cernăuți, știu că e înfrățită cu Facultatea de Geografie de la Iași, cum am făcut-o eu. Mersi, Marin. Deci 1-0 pentru da, a marcat Hușana. Nu. Ai văzut? Hușu.
La Dante conduce Foresta, Frunză Ionuț. A marcat Foresta prin Popovici în minutul 28. Mersi, Marin. Dar vezi că e și, dacă tot ești, intră și pe Folticeni online pe YouTube, Marin, și vezi că e și o muscu Vasluiu online, transmis pe live pe YouTube, așa că deschizi toate patru. Să fie și, să fie și Folticeniu, dacă tot te uiți. Schimbarea în formația oaspete, iese Andrei Tomac și intră cu numărul 7 și intră cu numărul 18, Sandru Andrei. Da, schimbare, iese între Sandru și a ieșit, a fost atent, au zis acum Tomac, a dat prima schimbare a meciului în tabăra Pașcaniului. Vis-a-vis acolo unde scrie Tarsin, Tarsin fiind sponsorul principal al echipei, bine, alături de primărie, este un CSM aici, CSM Bucovina, este un teren de antrenament și pe terenul ăla sunt, cred că, vreo 15 copii adunați. Cumva acolo nu este în stadion, deci pot sta. La meciul cu... Uitați că fug acum după minge acolo. La meciul cu Brăila, asta să ajungem la o fază spre poarta Rădăuțului, s-a schimbat peisajul în această vară. Vedem aici, pasă în margine, Stroie și va fi out, out pentru Bucovina. Abel la minge. Da, Fălticeniu tot 0-0. Primesc acum mesaj. Așadar, Fălticeni Ceahlău 1-0. Da, am înțeles, Marin. Da, e 0-0, mersi. Da, mi-a răspuns chiar colegul de la... E unul din colegii de la Fălticeni. De fapt, este, cred că, directorul clubului sau președintele executiv, domnul Darabă. Tot ca o paranteză, am avut ocazia anul ăsta să transmit meciul din 16-mile Cupei României. Vorba de Șomus Fălticeni cu voluntari, este cel mai vizualizat live de pe canalul Legea Sportului, mă refer la live-uri, și a mai fost acel meci de Liga a doua, Brăila cu Buzău, 0-7, tot live. Prin singurul meci de Liga a doua din acest sezon. Sezonul trecut erau mai multe, transmiteau mai mult după la Aerostar. Să vedem acum, centrare din corner. Centrare bună, trece acolo de adversar și respinge un fundaș din joc careului. Și reușesc acum Rădăuțul să recupereze. Să Stoian nu ajunge la minge, recuperează acum portarul. Gabor, scrie de Pașcani. Da, Pașcani, după care, iarăși face doar un punct sezonul ăsta. Am trecut, au făcut tot puține. Însă, față de sezonul trecut, sau, eu știu, față de acum, sezonul trecut, acum două sezoane, joacă mult mai plăcut. Adică, chiar dacă pierd, vă spuneam, pierd la scoruri din astea, gen 4-3 cu Miroslava sau 5-3 cu Ceahlău. Am fost la acel meci, l-am transmis live, meciul Pașcani-Miroslava, derby de Iași. Și vă ziceam, a fost 4-3, a fost un meci în care Miroslava a început să ca din turn, avea 3-0 minutul 27. Să după aia a pierdut din forță și Pașcaniul și-a jucat șansa până la capăt, ba chiar putea să egaleze pe final. În fine, Iașul a să-și transmită meciul de acasă, mai ales acum că se joacă fără spectatori. Am vrut, sincer, să transmit Iașul, dar n-am primit acceptul atunci. Acum, dacă își transmit ei, nu știu dacă mai dau accept, deși eu transmis fără comentariu. Poate cine știe. Poate dacă sunt mai mulți suporteri ai Politehnici și Iași, intră și comentează pe pagina celor de la Poli, să-mi permită să transmit cu comentariul meu, că e bun, că e rău, măcar îl fac. Atunci, poate mă lasă să transmit vreun meci de acasă, Iașul.
În fine. Bine, ca să fim și cinstiți, în primele etape Iașu a fost transmis la TV, deci nu aveam voie să transmit eu. A fost o singură dată când le-am solicitat acceptul, celul de la Poli, și nu l-am primit. Apoi, la meciul următor n-am putut să mai ajung eu, iar astăzi la fel n-am putut să mai ajung, nici n-am mai solicitat aprobare. În fine. Ce lungă aici. Este Ciof acolo, la marginea careului și reține. Am apucat să continui ideea de la meciul cu Brăila, tot fără spectatori atunci, și vă spuneam, vis-a-vis acolo pe terenul 2 sunt adunați câțiva copii. Așa cum la meciul cu Brăila erau adunați mulți spectatori în zona stadionului, și mutăm acum camera, unde se văd acum aceste case albe în spate aici. Erau și atunci, bineînțeles, casele, dar erau niște bălării mari acolo. Și prin acele bălării, prin acei copaci, erau mulți spectatori, cred că erau vreo 30-40 de oameni acolo. Acum au fost tăiate bălăriile, a fost închis, cum se vede, cu o plasă, stadionul. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar sunt doi oameni acolo, în spatele porții. A fost un fault aici la mijloc, cer lumea galben, dar nu, nu e cazul. Galben a fost un faul la Foriț. Foriț se resimte, a fost o intrare a lui Mercaș acolo din lateral, n-a vrut să lovească. Se arată acum prelungiri, se arată prelungirile, un singur minut, așadar. Un minut de prelungire. Covina conduce cu 1-0. Auză la Chiscani. CSM Pașcani 1-0, bravo băieți! Asta e surpriza zilei, acest 0-0, în fine. Bogdan Țenu a fost cel care a marcat pentru Hușana, a primit acum mesajul. Și Stroie respinge aici. Este out acum pentru Pașcani. Hai, Răducu, sus, avem nevoie de tine! La Pașcani, la ultima fază aici. Să vedem, recuperează aici Stoian din prima și va fi, cred că, ultima fază acum. Stoian a deviat aici spre Stroie din prima, însă a respins fundașul pașcanian. Când e doar Acuarieșu 2-1 pentru Corvinu. Se joacă la Turda, ai zis, Daniel, da? A, cu Corvinu Hunedoara a realizat o performanță ce putea fi istorică. Totuși, n-au mai, au fost o echipă de tradiție în fotbal românesc, în păcate au dispărut pe parcurs. Acum reînvie spiritul echipei. Și final de primă repriză pe municipalul din Rădăuți. Dar CSM Bucovina Rădăuți, CSM Pașcani 1-0. Bravo, băieții! Se pare că după trei etape mai puțin glorioase, vine și prima victorie aici pe Maracana din Rădăuți. Muzică, se cânte muzica. Cânte muzica, cum zice acum Crainic, o să oprim sonorul. Mai spune ceva?
succes antrenorilor Ionuț Plămadă și Dragoș Tătaru. Mulțumim încă o dată. Ceramica Stil, Cromtel, Marelbi, Atlantic Gold, Doru Costea cu amicii, Mediterana, Costică Cazac, Servicii Comunale, Lems, Carparol, Paul Cor și nu în ultimul rând, cele două fabrici de fotbaliști, CSM Bucovina și CSS Rădăuți. Noi care există aici astăzi vă urăm start joc, așadar în repriza secundă. Reamintesc, la pauză conduce Bucovina Rădăuți cu 1-0 prin golul marcat de Coroamă din centrarea lui Abel Coajă. Perioada pauzei a fost muzică aici pe stadionul din Rădăuți, însă au fost transmise și cu spuneam, noua bancă tehnică. Și va fi corner. Primul corner la reprize aparține acum Bucovinei Rădăuți. Stoian a reușit acolo să scoată cornerul. Vedem această lovitură de colț, vă spuneam, sperăm că nu iese soarele, pentru că ar bătea direct din spatele porții. Ne uităm acum și atunci nu s-ar mai vedea aproape nimic la poarta respectivă. Așadar, un prim corner în această repriză aparține gazdelor. Iese Ungureanu acolo la intercepție, reușește Ungureanu să se întoarcă, centrare și respinge Pășcăneni, recuperează acolo spate Foriț, urmează o centrare acolo, spatea prăjit și offside acum, semnalizat de la margine. Pează Foriț acolo, face mingea la defensiva proprie, se complică un pic aici, dar reușește să țină posesia, trimite o diagonală foarte bună și până la urmă rămâne mingea în posesia Rădăuțului. Mingea aici lungă către Ungureanu, Ungureanu are 7 sau 6 goluri marcate. Spuneam de acel gol cu Șomuz Fălticeni, însă dacă tot suntem la un meci cu Pașcaniu, pe pagina de YouTube Religia Sportului am făcut un sondaj pentru golul lunii septembrie. Am pus 5 goluri filmate de mine, doar goluri filmate de mine. Și acel campionat, acel golul lunii septembrie pe Religia Sportului a fost un gol marcat de acest Radu Ungureanu, chiar la Pașcani. În câștigarea de Uțul acolo, a marcat Ungureanu cu un șut de la vreo 30 de metri, s-a dus mingea drept în vinclu atunci. Acum, în clasamentul pentru cel mai frumos gol al lunii octombrie, sunt două goluri din Liga a 3-a filmate de mine. Este un gol marcat de Ceaun la Miroslava, în meciul de la Hușana, când a dat tot așa un gol de la vreo 30 de metri. Un șut, s-a dus un transversal atunci. Și un gol marcat de Vlad Danale de la Aerostar Bacău, în meciul de la Chiscani. Nu neapărat golul nu putem spune că a fost deosebit, însă faza cu totul a fost o lovitură liberă, cu o schemă, parcă vă spuneam în descrierea acelui gol, parcă a fost făcută pe PlayStation și au marcat atunci. Vedem aici Mercaș, se pregătește să execute această lovitură liberă. Vă spuneam, Mercaș este golgheterul seriei 1. Are, cred că, 8 goluri marcate. În fine, are destule. Și cred că al doilea marcator al seriei este chiar Ungureanu de la Bucovina Rădăuți. Aici o pasă, era offside. Nu se ridică fanionul corect. Vedem aici Ungureanu, centrare fața porții, Stoian! Scoate Stoian, șut din prima și mingea respinsă în corner. Bravo, băieți! Era o minge lungă, Stoian era în offside, însă n-a atacat mingea. Fundașul
Pașcan le-a resificat mingea Stoian atunci se putea discuta de offside, vă spuneam, el nu a atacat mingea în faza respectivă, ci pur și simplu s-a dus spre poartă, după ce a recuperat Ungurean. Vedem o centrare foarte lungă spre Foriț. Nu reușește Ungurean să țină mingea în joc, recuperează acum. Da, dacă tot vedem că apare pe ecran că cineva a dat subscribe, am rugămintea la cei care sunteți pe canal și n-ați făcut-o încă, să dați un subscribe, o abonare la Religia Sportului. Vor mai fi meciuri transmise de fotbal românesc. Deja etapa asta am două meciuri. A fost în seria 2 ieri la Aerostar cu Focșani, derbiul seriei 2. A câștigat Focșani cu 2-0. Iar acum în seria 1 avem această... Da. Cineva de pe banca Pașcanilor, vezi la arbitru, să-i dea și lui fault, să-i dea măcar cei al lor. Și după aia vezi ceva de genul că te rugăm, parcă ești de-al nostru, sau ești de-al nostru, ceva. Da, în fine, o glumă. Spunea Silviu Popa, este arbitru din Vaslui, de la AJF Vaslui, însă locuiește în Iași, făcut facultatea în Iași, inginer de meserie, lucrează, cred că în IT, dacă nu mă înșel, arbitru foarte bun al județului Vaslui. Vaslui are, la momentul actual, 3 centrali de Liga a 3-a, sau 2 sau 3, nu mai știu cât sunt. Cu accidentare în formația gazdă. Sigur, e Negară, sigur Popa și parcă mai era, dar nu vine acum. Sperăm să nu fie ceva grav. Deja Negară se pregătește. Bravo, Abel, foarte bine. Adică spuneam, Negară se pregătește deja de Liga a 2-a, a fost rezervă de arbitru la vreo 2-3 meciuri. Vițelaru și el deja, ca arbitru asistent, a făcut pasul spre Liga a 2-a. Cred că astăzi a fost arbitru asistent la Petrolul cu Dunărea Călăraș, dacă nu mă înșel. Vaslui are un arbitru de Liga 1, e vorba de Artenie, Ovidiu Artenie, care e și de fapt arbitru FIFA. Cam tot 1-0 aici, tot 1-0 pentru Rădăuți, deci nu s-a mai marcat. Intrare tare aici de lateral, se dă fault. Spuneam, din punctul de vedere, Silviu Popa dă greu cartonașe galbene. Poate ați arbitri le dau mai ușor și se creează cumva așa o chestie, că orice faultă e galben, el arbitrează, are un alt stil. Spuneam, dă cartonașe doar când este cu adevărat o duritate sau întrerupe o fază clară de gol, în fine. Da, era 0-0 Marin la Fălticeni, la pauză. Nu știu dacă s-a marcat între timp. Vedem aici niște mesaje. Dar nu este încă nimic marcat. Mă gândeam că s-a marcat pe celelalte stadioane, nu? Încă nu avem gol în repriza a doua. În prima repriză erau 3 rezultate de 1-0, Rădăuțiul, Foresta și cu Hușana, și 2 de 0-0, Miroslava și cel de la Fălticeni. Deja are lung aici, stinge jucătorul Pașcanului. Și pentru siguranță trimite mingea în out. Recuperează acum Rădăuțiul, mingea aruncată în spatea apărării, a fost offside, Stoian știe asta și n-a mai atacat mingea. S-a atacat cu multă experiență Stoian și simte imediat dacă este în offside, preferă să nu joace balonul. Bravo, Andrei! Minge lungă. Out pentru Pașcani.
A început, așa a fost și în prima repriză. Rădăuțul a avut ocaziile bune, apoi Pascaniu a avut și ea o ocazie mare prin Mercaș. Rădăuțul apoi a marcat și în acel moment Pascaniu a ieșit mai mult la joc. Să vedem, s-a aruncat ușor acolo, recuperează și degajare în blocaj. Foriț respinge în out. Schimbare acum la Rădăuți, o dublă schimbare. Schimbare în formația gazdă, Toromă Cătălin, cu numărul 11 iese și numărul 23 Sahlean Andrei. În locul lor vor intra Chiseliță Florin, numărul 17 și Căruță Robert, numărul 16. Mult succes, domnilor! Au ieșit Coroamă, marcatorul golului, intră Căruță, în fine, a spus crainicul cine a intrat și cine a ieșit. Da, aici în continuare 1-0. La Hușana conduce Hușul cu 1-0 prin golul marcat de Bogdan Țenu. Însă Hușul joacă în 10, a primit roșu Alex Dumitru în prima repriză. Așadar, Hușana a deschis scorul în inferioritate numerică și reușește încă să mențină avantajul. Ba chiar am primit mesaj că a mai avut două situații bune Hușul de a marca. Însă nu a reușit. În fine, ultima șansă pentru Huș. Hușul, dacă bate astfel Ceahlău, revine în zona play-off-ului. Asta poate și ambiția mai mare a jucătorilor de acolo. Rămâne mingea în joc aici, un duel mai tare la minge, recuperează Pașcaniu. E interesant totuși, scrie Marina aici, că Chiscaniu cu oțelul continuare 0-0, da, e un rezultat. Încă o schimbare în formația oaspete. Imens pentru Chiscaniu. Intră cu numărul 16. Dublă schimbare, numărul 16, Cărut. E o schimbare la Babă de Gabriel, numărul 16 și numărul 5. Da, a ieșit. A fost o singură schimbare, s-a concurcat aici pe crainicul. Distanță destul de mare, plus că e undeva în spatele meu și trebuie să se ferească de mine. A fost o schimbare la Pașcani. Să vedem aici mingea. Recuperează ungureanul acolo. Bidonează bine balonul. Minge trimisă lung. Să vedem. Reușește Rădăuțul să recupereze acum un duel acolo. Dar se oprește jucătorul Pașcani. În loc să joace balonul, se oprește. Ungureanul acuză o accidentare aici. Călcar rău, a căzut rău acolo. El n-a fost un faul tare, a fost o contră, dar probabil când a căzut, s-a lovit rău de tot, Ungureanu, se vaidă. Intervine acolo medicul și cu chimioterapeutul echipei gazdă. Da, 0-0, Furnică. Să vedem dacă Ungureanu, golgheterul Rădăuțului, mai poate. S-a resimțit după o contra acolo la... Este un jucător ofensiv foarte bun. Nu te uita, mă, că te uita. Ieși afară dacă te poți. Se ceartă un pic aici. Nu m-a provocat. Cum merge pe teren? Ar fi tare de în gură ca să nu-ți pun mâna în capă. A grav accidentat jucătorul cu numărul 10, Ungureanu Radu. Radu fi puternic, golgheterul echipei din... această localitate de la CSM Bucovina.
se ridică ungureanul, dar calcă de greu. Dar nu da, cred că mai poate continua. E clar, nu mai poate continua, din păcate ungureanul. Se pare că mare nu poate continua. Păcate, nici aplauze pe Bucovina. Joacă și în teren, nu cred că este apt. L-am spus, este trecut pe foaie. L-am văzut însă în startul meciului când a intrat aici la culoar că nu călca foarte bine, probabil are și el o așteptare, era o soluție ofensivă. Vedem cine va intra, încă nu este făcută schimbare, se schimbă cineva pe margine. Da, din păcate, pierdere mare. Reușește Oțelul, mersi Marin, Oțelul în sfârșit deschide scorul la Chiscan, vă spuneam, chiar și 0-0 la pauză, e o surpriză, un rezultat mare, ținând cont de situația Chiscanului. Chiscanul se află într-o situație dramatică, chiar mai gravă decât rolul seriei. De fapt, e singura echipă care a scos un punct la Dante. Ba chiar putea câștiga acel meci, a condus cu 1-0, aveau doi oameni în plus, însă până la urmă a pierdut. Pașcaniul. Vedem acum va fi pe Galben, da? A fost o tragere de tricou din spate. Și primul Galben în formația gazdă, Căruță Robert, cu numărul 16. Robert, se mai produce o schimbare în formația gazdă, iese accidentat Radu Ungureanu și intre cu numărul 25, Cipru Răzvan. Hai băieți, hai Bucovina, Rădăuți! Da, la Fălticeni ar fi penalti cu Vasluiul. Cu 0-0 la pauză acolo. Dohotariu chiar a apărat 11 metri în sezonul ăsta în deplasarea de la Miroslava, când a câștigat Vasluiul la Miroslava cu 1-0. Și out acum pentru Bucovina. Da, am închipui că Oțelul a atacat pe mai multe fronturi acolo la Chiscani, dar a intrat greu golul. Să vedem o centrare bună pe bara a doua, dar cam lungă, să ne dacă recuperea până la urmă. Jucători tineri și la Rădăuțe aici, pe flancul ăsta. Pasă acum pe lung, să vedem Căruță dacă ajunge și scapă mingea. A fost o minge foarte lungă. Au de poartă. Pasă aici în spatele apărării, se repliază acolo Rădăuțul și respinge. Este out acum pentru Pașcani. Vedem acolo și au departe. A protejat acolo jucătorul Rădăuțului. Dar merg așa coborât mai în spate, nu mai joacă vârf. În poziția de jucaș ofensiv. Acum urcă aici, iau mai sus. Cine este golgheterul seriei, Sebi Mercaș, din județul Suceava, deloc. Dacă tot suntem în județul Suceava. De la Mercaș aici. Mercaș a ratat cea mai mare ocazie a Pașcanului în acest meci. A primit o pasă excelentă undeva pe zona punctului cu VAR și a reluat din voleu, însă peste poartă. Marin, n-am mai bătut penaltele ăla, ce s-a întâmplat? Da, a marcat Alexandru din penalti pentru Fălticeni în meciul cu Vaslui. Uită acum mesajul. Așadar deschide și Fălticeni scorul. Minge margine acolo, să vedem. Mercaș se aruncă ușor aici. Nu l-a păcălit pe arbitru central cu această simulare, se vede minge, din păcate, prea lungă, era un culoar aici, dar a fost mingea prea lungă.
Dar, la momentul de față, numai la Miroslava nu mai știm scorul. Era un Ștefan, mai ești pe live, mai știi ceva la Miroslava cu Bacău? În rest, câte un, e 1-0 peste tot. Rădăuți 1-0, cu Pașcani, Fălticeni Vazului 1-0, Hușana Ceahlău 1-0 și Foresta Dante 1-0. Deci a rămas doar Miroslava. Troie reușește excelent aici să rămână mingi la minge și va scoate, este un out acolo, să vedem dacă da, nu? Ba da, iese, până la urmă iese mingea. Fault în atac acum. Și out pentru gazde. Dar îmi amintesc, aici este 1-0, bani măcar de Coroamă, gol în prima repriză. O repriză echilibrată, acum o pasă frumoasă de tot. Însă preluarea îl trădează, a fost o pasă excelentă lui Foreșut. Ce Stoian, poziție din 16 metri, nu prinde poarta aici, trimite la câțiva metri de lângă poartă. A fost o diagonală excelentă a lui Foriț acolo. Oțelul 2-0, da? Ceahlău în continuare. 1-0 Slava, mersi, Răzvan Rusache, ești la meci sau de unde? Sau o fi pe la pariuri? Diagonal. Îi acuză de nimic. E prima dată în acest sezon când e 1-0 pentru gazde pe toate cele 5 stadioane din Liga, din seria 1. Nu cred că s-a mai întâmplat. Offside, semnalizat acum de la margine. Un pic cam târziu, dar s-a semnalizat. De la, de la Pașcan l-a tras de urechi pe Stroie acolo. Bine, noi am văzut aici la distanța asta. Însă arbitrul era atent la un jucător căzut, nu cred că a văzut faza. N-a fost cine știe ce tragere de urechi, a fost un gest nesportiv. De ca să vă spuneam, a coborât mult, îl vedeți acum, e la mijloc aici, el încearcă să construiască jocul, aruncă mingea. Iese mingea la Mercașu din prima, dar pe lângă poartă rămâne 1-0. Ca spuneam, cred că e prima dată în acest sezon când se întâmplă asta, pe toate cele 5 stadioane din seria 1 să fie 1-0, oare pe toate 5. Singurul care am dubii e Miroslava, în rest sigur este 1-0. Înalt aici, un zmeu, cum se spune, bine că nu e zona de aeroport, a fost o minge foarte înaltă. Dar mâine voi transmite două meciuri de Liga a 4-a Vaslui, duminică, de la 11 Negreștiu cu Muntenii de jos și de la 1 Vulturești cu Văleni. În fine. Iar miercuri va transmite un meci din Cupa Regiunilor, AJF Vaslui contra AJF Brașov. Cam ăsta e planul. Și cine știe, poate marți Râmnicu Sărat cu Dinamo Bacău, e și greu de crezut, da? Cine știe.
Aut acum pentru Rădăuți. Fault acolo, o fi minge pentru Pașcani. Da, Marina, asta și 1-0. Aici 1-0 la Rădăuți, așa. Și urmează bine balonul, pericol. Pută mingea la margine. Să vedem, scoate la Mercaș, care încearcă acolo o preluare și apoi se aruncă cam ușor. Dacă ieșea preluarea asta, era pericol mare. Rămâne mingea în zona periculoasă, urmează o centrare acolo, se înalță și respinge Foris până la urmă piciorul. Dar după ieșirea lui Ungureanu, a făcut un pas în spate Rădăuțul, încearcă să se apere și să lovească pe contraatac. Da, va fi o minge, cred că Albu, da, Albu se pregătește, se trimite, are un șut foarte bun Albu. Să vedem dacă va căuta poarta sau va trimite o centrare, este o fază, un moment important al jocului. Iese și reportarul Rădăuțului și reține. Reușise un jucător al nu foarte periculos. Mă duc la România-Islanda, am acreditare obținută. Să văd de la România cu Polonia, România Under 20 cu Polonia Under 20, aș vrea să mă duc, am cerut acreditare, se joacă tot pe 11, tot joi, însă la voluntari de la ora 6. Ar fi acolo Francis Cristea de la Poliaș, care e din Vaslui și îl cunosc în mulți ani. Ar fi Luis Munteanu, jucătorul lui, care este tot vasluian. Munteanu este vasluian de origine, însă a făcut mare parte din juniorat la Viitorul Constanța, actuala Faro Constanța. Și îi scapă mingea aici, reptează Bucovina Rădăuți. Da, dacă tot suntem la... Vedem aici Foriț, reușește o preluare, șută fața porții și latul lui Stoian. Este deviat acolo de un jucător al Pașcaniului. Bravo băieții, hai cu golul! A fost, din păcate a ieșit soarele, cum spuneam, e pericol. E nașpa cu soare, dar n-avem ce face. A fost o centrare a lui Foriț în fața porții. Stoian a pus latul, mingea s-ar fi dus, cred că, pe poartă, însă un fundaș pășcănean a reușit să pună piciorul și să redevize peste. Cred că e cea mai mare ocazie a reprizei pentru Rădăuți. Vedem acest lucru de colț. Centrare bună acolo, însă nu e nimeni sar la cap. Sperăm că nu va sta soarele prea mult în afara norilor. Vedeam că obturează din calitatea imaginii la poarta în care atacă Rădăuțul acum, să vedem. Descoasă. Da, că spuneam de Francis Cristea, că e convocat la Naționala de Naționala România Under 20, un alt jucător care l-am avut la Inter. Salut acolo Căruță pe adversarul, pierde balonul. Anul și șansa aici, sunt mulți jucători aici în față, vedem, Stoian pleacă acolo, n-are adversar, dar și centrarea este întârziată și până la urmă direct în primul adversar. Da, Stoian plecase foarte bine, dar n-a venit centrarea. Erau surprinși și pășcărenii la faza asta. Și din nou degajare lungă, însă va fi out pentru CSM Pașcani. Vedem dacă s-a marcat pe undeva.
Scaniu marchează cu oțelul, conduc, este 2-1. Egalează Vasluiul, a marcat Gelu Grigoraș. A egalat Vasluiul la Fălticeni. Da, în continuare Hușana conduce cu 1-0 pe Ceahlău. Pe aici e Pașcaniu, George, e 1-0 pentru Rădăuți aici. În meciul cu Pașcani. Așadar, Foresta continuare 1-0 cu Dante. Roslava 1-0 cu Bacău, dar nu este o informație sigură. La Fălticeni 1-1 cu Vasuiul, a egalat Gelu Grigoraș. Și aici 1-0. Schimbare în formația oaspete, a ieșit cu numărul 6 Cociobanu Gabriel și intră cu numărul 17 Ilioaia Gabriel. Da, a fost o schimbare la Pașcani, cum ați zis. Hai Bucovina, hai Rădăuți, și încă un gol! Același Răzvan Ursache ne spune că ar fi 1-1 la Miroslava cu CSM Bacău, ar fi egal la Bacăul. Să sperăm că nu bagi nele, Răzvan. Chiar informație bună. Neacareul acolo, să reușesc pășcănenii să respingă. Dacă a intrat un pic soarele în ori, sperăm că rămâne în ori. Recuperează Stoian acum, un faul din spate, da, și văzut de arbitrul central. L-a ciupit Mercaș acolo pe Stoian. Spunea Mercaș a coborât mult în repriza asta, încearcă să recupereze baloane și apoi să-și pună cu echipierii pe poziții bune. După ce el joacă vârf sau mijlocaș ofensiv, acum îl văd mai mult mijlocaș defensiv. Acolo și se dă faul în Albu scoate energia la margine. Un fault aici din lateral lui Chiselță. Da, Ceahușan ar fi ratat o ocazie imensă mai devreme. Oricum am primit un mesaj. Rămâne 1-0 așadar. Mercaș încearcă din voleu acolo, îi sare mingea. Să vedem. Recuperează Foriț. Stoian este în offside, știe Foriț asta, dar cum să vedem căruță. Recuperează Pașcaniul. Care obosiți se vede, nu mai poate să alerge. Exact aici, pe flancul ăsta, unde atacă acum Pașcaniul. Intră spre centru, pericol, minge la Mercaș. Să vedem Mercaș în blocaj. Rămâne mingea tot la el. Și din nou un blocaj, excelent blocajul. Spunea Mercaș, este golgheterul seriei, este un jucător foarte periculos, trebuie blocat. Dacă l-ai scăpat, e groasă. Așadar, lovitură de colț acum pentru Pașcani, urcă jucătorii înalței oaspeților în careu. Mercaș este cel care execută, să vedem dacă trimite o minge tăiată pe scurt sau va căuta o centrare pe lung. Arată o schemă de la margine, dar nu o știu. Nu știu ce înseamnă. Știu cu echipierii săi. Da, e o centrare pe scurt, cum spuneam, tăiată, dar reușește să respingă de la bară și pentru siguranță trimite în aut. Un jucător tânăr clar, un jucător cu 21 de la Rădăuți. Vedem cum îl cheamă. Spac Robert, 2002. E lung acolo, Coaj reușește să recupereze balonul și nu se dă fault acolo în margine. Recuperează Pașcaniu, fază periculoasă, însă același Coaj blochează și va fi corner pentru Pașcani. Cetat acum Abel Coaj că nu a rezolvat mai simplu această fază.
Mușcani, Oțelul are 3-1 până la urmă, mai câștigă avantaj. Spuneam, a fost un meci ciudat ca să la Tiscani. Toată lumea s-a aștepta ca Oțelul să... Ar fi rămas aici Stoian 1-1 cu adversarul. Ar fi putut fi pericol. Minge margine la Mercaș. De pe Mercaș ce va face aici. Mușcani aici încearcă să dea lovitura pe acest flanc. Carbuizis are un șut polă către Stoian. Stoian se luptă singur cu adversarii. Greu pentru el să facă ceva. Să parcă sunt mai mulți pășcăneri în aceste momente de joc. Joacă mai bine. Spuneam, Rădăuțul încearcă să mențină rezultatul, să dea lovitura pe un contraatac. Minge la Mercaș, scoate mingea în centru la Albu. Vă spuneam, Albu nu trebuie lăsat să șuteze. Minge scoasă în margine. Centrare bună acolo. Și respind, dar până la urmă out acum pentru Pașcani. Mai sunt ca 6-7 minute. Frumoasă fază, rămâne mingea în posesia Pașcaniului. Nu știu cum, dar a rămas. Se întoarce. Cearcă o pasă spatele apărării și aș trebui ajuns mingea la portară, să jucătorul Rădăuțului pentru siguranță a ieșit cu mingea în lateral. O degajare lungă, însă, din păcate, direct în aut. Chează Furiță aici. Da, Gaur acolo. Scoate mingea aia înapoi. Pașcani încercă de spunea, dar într-o diagonală bună și intervenție excelentă a lui Abel Coaja acolo. Salut, Paul. Da, e surprinzător evoluția cea. Are lot foarte bun cea, să știți. Dar să știți că are și multe absențe astăzi la huș. Mai ales că au primit câteva cătrașuri. Să vedem acest contraatac. Stoian aici. Și își face probarea cam lungă. Până la urmă este out pentru Rădăuțe. Excelent. A reușit aici Stoian să țină posesia. Mai dăm momente de respiro defensivei echipei gazdă. Dar nu văd pe nimeni. Acolo este chemat cineva de la încălzire. Dar Șpac, e clar, nu mai poate continua conform gesturilor în care le face. Pateutul echipei. Da, Maria Weidner, terapeut echipei, dacă tot a intrat pe teren, a tras și eu un pic de timp. Râd cei din tribună. Fiecare contribuie ce poate în aceste momente. Scapă mingea acolo, Căruță în aut. Schimbare la Rădăuți, nu se face. Schimbarea a lăsat jocul. Și joacă cu romul minus acum Rădăuțul. Nu-i costă această chestie. Sare acolo Căruță cu adversarul și va fi out acum. Informația gazdă iese cu numărul 21 Spac Robert și intră cu numărul 3 Dumea Lucian. Hai băieți, hai Bucovina! A ieșit Spac, a intrat Dumea. Tiscani Oțelul 1-4. Dar a făcut pe urmă norma Oțelul. Spuneam, probabil a jucat cu câteva rezerve Oțelul. Ziceam și de faptul că Ceahlău are multe absențe, deci 4 absențe plus vreo 3 accidentați, ceea ce contează mult. Nu că Hușan ar fi stat mai bine la lot, are și Hușana probleme cu lotul. Să vedem Mercaș, lovitură liberă importantă acum. Suntem deja, cred că în minutul 89. Foriț este chemat, nu este nimeni la zid.
Da, se duce cineva pe urmă, Stea Zid. Foriți, era culmea Stea Foriți în Zid, fiind unul dintre cei mai buni jucători de cap. Se scotea, se anihila singur. Vedem Mercaș, centrare foarte lungă, prea lungă, și respinge acum Dăuțu. A trimis Mercaș aproape în aut pe partea. Pașcan rămâne mingea în joc acolo, să vedem, sare un defensiv făcut de jucătorul Pașcanului la Căruță, care și el acum. Da, reamintesc scorurile, Foresta Dante 1-0, Cușana Ceahlău în continuare 1-0, deși Hușu joacă cu domnul minus, Fălticeni cu Vaslui 1-1, și Miroslava cu Bacău probabil 1-1, că nu sunt convins, este cineva care ne scrie. Uite acum Emil Melinte ne scrie că Miroslava conduce cu 2-1, deci a marcat din nou Miroslava. Dar acest meci se va prelungi cu 5 minute. S-au arătat prelungi. Hai Bucovina, hai băieți! 5 minute s-au arătat acum de la margine. Aici 1-0 Cosmin și la Fălticeni 1-1. Acum Pășcărin încearcă pe final să dea lovitura. Să vedem acolo. Alunecă ambii jucători, recuperează Foriț, trimite o minge lungă. Stoiana fiind offside, dar mingea ajunge la Ciofu, care o trimite lung, direct în aut. Jucătorul al Rădăuțului a căzut acolo destul de rău. Vă reamintesc, domnilor jucători, fac apel la fair play. Se ceartă un pic acum jucătorii între ei aici. Spiritele se încing pe final de meci aici, în groapa cu lei, Maracana la Rădăuți. Groapa cu lei de la Rădăuți, Maracana. Mai zice cineva din spate, la Bombonera. În fine. Important pentru Gazdic, că conduc 1-0 și câtul galben aici pentru cei doi jucători care s-au contrat acolo. Galben pentru Sumanariu și numărul 20 a Eroanei Cătălin. Cătălin cu Eroanei au primit câte un galben aici pentru acel conflict de mai devreme. Suntem deja în minutul 92-93, s-au arătat 5 minute de prelungire. Trebuie să întreb neapărat și acolo, la unde scrie Mare Tarsin, hala aia, o fi un service ceva. Tarsin este o firmă foarte importantă de transport în comun din România și mai ales în domeniul sportiv. Am văzut multe echipe din țară că folosesc autocarele Tarsin. Chiar și la Euro, echipele care veneau la Euro, Austria, Macedonia, parcă i-am văzut cu autocare de la Tarsin. Chiar și pe cei de la FCSB, când am fost în Serbia anul trecut, la acel 6-6, rămâne un meci unic în Europa, în cupele europene mă refer, Bașca Topola cu FCSB, 6-6, câștigat de FCSB la penalturi. Și atunci FCSB-ul a venit în Serbia cu două autocare. Era autocarul propriu al FCSB și un al doilea autocar de la Tarsin, cum ziceava. Spuneam, în lumea fotbalului este o companie foarte apreciată. Fault aici și dă șansa aici pentru Pașcan să urce. Și Căruță mai avea. Roșu. Da, Căruță mai avea un galben. Tocmai pe final de meci, domnul arbitru a scos galbenele. La Căruța avea un galben, a fost un fault acolo, Căruța ar fi lovit mingea după fluierul arbitrului și astfel ar fi primit al doilea galben. Așadar s-a ales cu roșu Robert Căruța acum pe final de meci. Este o pierdere pentru Bucovina. Pentru meciul următor, mai mult de acum, oricum după faza asta s-ar fi terminat meciul. Hai,
care comentează în spate, fost arbitru. Un coleg de aici, de pe platformă, spune că cel care comentează e fost arbitru. Vedem această ultimă fază. De aruncat acolo marginea careului, respingă. Se lasă faza. Recuperează Rădăuțul aici. Vedem Săliță, reține mingea. Rămâne mingea în joc aici. Și aut pentru Pașcani. Bravo, băieți, bravo, Bucovina. Ultimul minut de joc. Da, se luase și această fază. De fapt, ultima fază. Să vedem o degajare lungă aici către Stoian, care e singur. Reușește Albu să se replieze. Mingea în joc acolo. Pericol pentru Pașcani, dar intervenție excelentă. Și aut pentru Rădăuți acum. Banane! E cam gata meciul. A fost, cred că, ultima fază mai devreme. Da, se lasă minge, minge lunga lui Stoian, spre Stoian. Și din nou aut. Da, e gata. De lungă acolo. Și aut pentru Pașcani. Fluier final. Și final de meci. Victorie CSM Bucovina Rădăuți. 1-0. Bravo, băieți. O gură de aer. Se bucu dreptul pentru plamadă. Mă duce gândul pe banca. Mare fabrică de perdele este la Pașcani. Am tras perdeaua astăzi în fața lor. Bravo, băieți, o victorie meritată și muncită. Da, vă spuneam, 1-0 pentru Gurea Crăduți, care își ia 3 puncte acum. Și ne uităm un pic pe clasament cu scorile care le știam ce s-ar fi întâmplat acum. Deci Șomuzul, dacă rămâne egal, face 18, Foresta se duce la 20 de puncte. Ceahlău face 18, pardon, Rădăuțul 18 și face, astfel urcă pe 2 la egalitate cu, pe 3, pardon, intră în play-off Rădăuțul cu scorul ăsta, dar mai e de jucat. Minunați spectatori, mulțumim încă o dată tuturor organizatorilor.